Petrolul Berca și voi în Țalanuri se întâlnesc duminică de la ora 17:30 de minute la Rușețu în Supercupa de Buzău. Toți buzoienii sunt invitați în comuna Rușețu pe stadionul Viitorul pentru a se desfășura jocul de Supercupa Buzăului între echipele campioana județul Buzău, Petrolul Berca și echipa câștigătoare a Cupei României, Voința Lanurile. Așteptăm o prezență peste media spectatorilor echipei Viitorul Rușețu. Sperăm ca toți locuitorii din comunele limitrofe să fie prezente la Rușețu. Noi toți buzoienii sperăm vremea să țină cu noi și să avem un spectacol fotbalistic nemaipomenit. Pentru prima dată, confruntarea dintre campioana județeană și câștigătoarea Cupei României la Buzău va avea loc pe o arenă din afara municipiului. Consider că este o inițiativă adecvată, la merită să aducă publicul buzoian la stadioanele din județ. O inițiativă foarte bună a Comitetului Executiv al AJF Buzău și a domnului președinte Adrian Petre. Sperăm ca în viitor această să fie practic o tradiție în ceea ce înseamnă promovarea fotbalului și la nivel de județ, la bazele sportive din județ, care practic pot asigura desfășurarea acestor meciuri. Oameni de fotbal din tot județul vor asista la confruntarea de la Rușețu, iar organizatorii se tem ca tribuna arenei să nu fie prea mică. Oamenii de fotbal din Rușețu, suporterul de rând, sunt oameni care au trăit și cu tradiție fenomenul. Deci, practic, organizarea acestei supercupe se mulează ca o mânușă pentru ceea ce înseamnă suporterul rușețean. Noi ne dorim ca, practic, organizarea întregii supercupe să fie un prim pas și un etalon pentru ceea ce înseamnă promovarea fotbalului la nivel de județ. Cu siguranță, toți suporterii din Rușețu și nu numai, și din comunele apropiate, vor primi cu mare căldură această organizare și deja avem feedback-uri pozitive în aceste zile din partea tuturor oamenilor implicați. Rezumatul partidei dintre Petrolul Berca și Voința Lanuri poate fi urmărit pe site-ul tvbuzau.ro după încheierea partidei în emisiunea Spor Maxim și în jurnalul TV Buzău de luni seară.